Grupului Gane. Câteva concluzii după acest meci? Foarte bucuros pentru a doua victorie consecutivă. Îmi felicit jucătorii pentru efortul depus pe un teren foarte greu. Am început meciul bine, am gestionat bine prima repriză, am dat gol din penalti și am mai avut două situații bune de a marca. A doua repriză UTA a pus presiune, dar am preferat să închid jocul și să ieșim pe contraatac, pentru că analizând UTA știam foarte bine că dacă le las spații, o echipă foarte bună pe tranziția pozitivă. Chiar dacă eu am avut două, trei situații cu acele mingi lungi în careu, am scăpat cu bine, am avut și noi ocazie prin Dejan foarte mare. În final, trei puncte muncite și trei puncte importante pentru meciurile viitoare ne dau foarte mare încredere. 1-0 din penalti, la fel cum s-a impus UTA în turul campionatului. Păi am zis înainte de meci că vreau revanșă, așa că am luat cele trei puncte înapoi pierdute în tur. A doua victorie consecutivă în acest retur. Continuitate, rezultate, așa cum ați declarat înaintea meciului? Da, asta le-am spus și la băieți zilele premergătoare meciului cu UTA. Avem nevoie de continuitate. Terenurile sunt din ce în ce mai grele, sunt foarte puțin ceea ce înseamnă calitatea jocului, așa a fost și meciul nostru cu Mediaș și astăzi cu UTA. Ne dezavantajează, dar în schimb la ceea ce înseamnă spirit de echipă, luptă, am stat foarte bine și cele trei puncte sunt mai importante decât un joc bun și să nu câștigi. Urmează FCSB. Ce mesaj le transmiteți suporterilor noștri? Sperăm să-i facem fericiți. Știu ce înseamnă acest meci cu FCSB. L-am trăit ca jucător aici și l-am trăit ca antrenor. Îmi doresc, sigur, să câștigăm acest meci și sunt convins că, chiar dacă nu sunt prezent la meci, mii de suporteri sunt alături de noi.